vară este sezonul vacanțelor. Cu gândul la mare am realizat această emisiune care încheie sezonul 3 Formula Lifestyle. Această ediție a emisiunii e dedicată frumuseții feminine. Descoperă secretele de bază pentru crearea unei imagini perfecte la Adit Academy. Din 1 august, centrul de frumusețe deschide ușile unui nou cabinet dotat cu tehnică de ultimă generație pentru pigmentarea sprincenelor. La momente am deosebită plăcere să-mi întâmpin oaspeții care sunt niște persoane foarte selecte, niște clienți care îi pășesc pragul zi de zi. Astăzi, la deschiderea primului cabinet de machiaj permanent a sprâncenelor, suntem în plină procedură, după cum se vede. Machiajul semi-permanent a sprâncenelor, da, este o procedură eficientă, o procedură calitativă, efectuată de către domnițele noastre. Procedura nu se simte aproape deloc, este nedureroasă, are un rezultat uimitor și toate domnițele le îndemn să vină cu drag aici la noi, pentru că avea sprâncene în îngrijite este un atu pentru fiecare domnișoară. M-am privit în oglindă și am văzut un rezultat foarte frumos. Din start am avut încredere în fetele de la Academia Adit, pentru că sprâncenele, știe orice fată, sunt foarte importante și dacă sunt bine aranjate, arată și fața foarte frumoasă. Nu doar aspectul fizic sau hainele contează, dar și înfățișarea, fața unei fete. Astăzi mi-am făcut procedura de micropigmentare a sprâncenelor și mă simt foarte bine pentru că chiar nu este dureroasă și adică am putut rezista și chiar pentru mine sunt foarte importante cum arată sprâncenele mele, cât de bine sunt îngrijite. Astăzi am fost în calitate de trainer la Academia Frumuseții Adit. Vreau să vă prezint elevele care au ales această academie. Пришла в эту школу по рекомендации своей сестры, она здесь обучалась. Я очень благодарна девочкам. Здесь действительно сплоченная команда, которая помогает, именно поддерживают и обучают профессионализму. Procedura de micropigmentare este o procedură foarte ușoară, care, prin forma sprâncenilor, redă fața unei femei foarte frumoasă, un aspect frumos. Am venit la această frumoasă deschidere din plăcerea care o am față de prietena mea, Andreana. Mie, în genere, îmi place ce face ea, îmi place tendințele ei de a fi una dintre cei mai buni specialiști. Doresc în continuare succes și să nu se oprească aici. Îndemn toate domnițele, deoarece la moment deja activează aici 5 trainer beauty care oferă diverse cursuri în domeniul frumuseții. Îndemn toate domnițele care sunt îndrăgostite de tot ce este frumos și care sunt, le caracterizează arta frumosului, să vină neapărat să se înscrie în această instituție, să urmeze aceste cursuri și să deprindă cele mai mari secrete în domeniul frumuseții. Fondatoarea Edit Academy, Adriana Ticu, despre arta din spatele unor sprâncene perfecte. Noi suntem fondați, după cum știți, din 2010, dar oficial din 2013. Deja am crescut destul de suficient în tot acest timp. Adică văd asta după elevele noastre, după chiar care lucrează în afara țării, în Europa, de exemplu, foarte multe elevi și mă face ca eu să mă stimulez și să cresc tot mai mult. Noi oferim diferite cursuri în domeniul frumuseții, tot ce ține de frumusețe, începând cu
sprâncenii, machiaj, machiaj semipermanent, coafură, absolut tot ce ține de frumusețe. Am hotărât să deschid această filială, anume dotat cu, cum ați spus, modernizată, dar pentru micropigmentarea sprâncenilor, deoarece la noi, Republica Moldova, sunt foarte multe fete, doamne, domnișoare, specialiști în domeniul micropigmentării, dar o au mixt. Sunt diferiți specialiști care fac procedura mixtă. Noi am hotărât să fie doar micropigmentare, cu specialiști care sunt nu doar cu cursuri în Republica Moldova, și în Europa, cu diferite traininguri. Și am hotărât să fie și cu servicii și cu cursuri pentru specialiștii din Republica Moldova. Specialiștii noștri au experiență în domeniu, toate fetele care sunt au de 5, de 4 ani, plus la asta sunt și personal de mine, eu ca specialist în domeniu, care am făcut mai multe cursuri, sunt urmăriți zi de zi de mine, adică le fac perfecționări practic zi de zi, da? Din greșeli oamenii se învață și noi totuși mai mult și mai mult lucrăm la acest domeniu și studiem, toate fetele practică în fiecare 3-4 luni după independență, fac câte un masterclass, câte o perfecționare, ca să învățăm tot ce este nou în micropigmentare și anume în forma sprâncenii, în stilizarea sprâncenilor, chiar și naturale, nu doar în micropigmentare. Experiența mea, nu toate doamnele pot apela la naturalețe, deoarece sunt care au tatuaje destul de vechi, destul de greșite, care nu se acoperă prin micropigmentare. Micropigmentare este o procedură care se efectuează pe sprânceană naturală, care deja există formă și doar se face un efect pudrat. Da? Dacă totuși doresc, încercăm să acoperim ceea ce fetele au. Este o procedură destul de complicată, dar facem. Noi mai mult ne bazăm pe naturalețe, deoarece scopul nostru este totuși să nu se mențină toată viața sau 5 ani sau să rămână cu cicatrice, să fie totuși o formă naturală, un efect pudrat care se menține până la 2 ani. Da? Noi avem aparatele care dau efectul pudrat care se menține maxim 2 ani de zile, nu 5, nu 10 și nu rămân cicatrici. Nici practic nu rămâne forma absolut deloc după câțiva ani. Fetele au scos din machiajul lor profesional culorile este foarte întunecate, foarte colorate. Acum, dacă fetele sunt foarte aranjate, foarte pregătite, vin cu sprâncenile perfecte, mergem doar pe natural. Da? Noi pregătim tenul, mai mult punem accent pe naturalețe, pe prospețime, pe tot ce ține de natural. Au ieșit deja din vogă și din tot ce ține de ceea ce se făcea cu ani. Ani la rând am făcut mirese, acum mergem, adică eu lucrez cu deosebită plăcere doar pe natural și prospețime. Punem accent pe prospețime și naturalețe. Toate fetele care doresc să facă cursuri, vă sugerez să veniți, să vedeți. Noi invităm fetele nu doar la cursuri, dar chiar și ca modele. La noi procedurile sunt gratis, puteți vedeți cum se lucrează. Procesul este deschis. Absolut, cabinetul este deschis. Puteți vedea orice metodă, orice vă doriți voi să vedeți înainte de a vă hotărâ să faceți aceste cursuri la noi. La Formula Lifestyle discutăm cele mai noi tendințe în materie de cosmetologie cu reputatul doctor dermatocosmetolog Victoria Cazacu. Doamna doctor, bine ați venit la Formula Lifestyle. Bună ziua! Astăzi vreau să discutăm despre frumusețea femei, pentru că frumusețea e o temă foarte actuală și indiferent de sezon. Mai nou, inovațiile în medicină și în cosmetologie se dezvoltă cu pași rapizi. Care sunt cele mai moderne și de ultimă generație proceduri pe care le recomandați femeilor după vârsta de 30? Nu, mie bună oară, cel mai mult îmi plac terapiile combinate. Eu așa numită îi spun triada de aur. Aici se folosesc botulotoxina, acidul hialuronic și firele de suspensie. În combinație se primesc niște lucrări extraordinar de frumoase. O abordare individuală a fiecărei pacienti în vogă este naturalețea și de asta este corectarea cea mai naturală. Naturalețea a fost și va fi întotdeauna în vogă, e un subiect despre care vorbim practic în fiecare emisiune și cred că femeile vor fi de acord cu noi că e mai bine să nu exagerăm atunci, mai ales când vine vorba de frumusețe, de corectarea unor anumite trăsături ale feței. Pentru femeile care poate nu știu ce înseamnă o triadă, da? Pentru că în cosmetologie sunt foarte mulți termeni care nu sunt cunoscuți publicului larg. Aș vrea ca să ne deschidem
descrieți separat cum această triadă de acest rezultat miraculos. Haideți să luăm așa pe zone, dacă începem de sus, partea superioară a feței, de obicei se folosește asta, se are în vedere fruntea. Se folosește botulotoxinul în combinație cu firele, așa numiți ochi de vulpiță, care sunt foarte populari la moment. A doua combinație foarte interesantă este botulotoxină și corejarea în continuare cu acid hialuronic a defectelor care nu s-au corectat din prima procedură. Mergem mai departe, mergem partea medie a feței, zona obrajelor și zona orbitei, una din cele mai problematice, centrul feței, cum s-ar spune. Aici fetele de obicei folosesc acidul hialuronic, care se folosește în zona nazolacrimală, în botulotoxină, în partea exterioară a ochiului și, bineînțeles, ridăm forma anterioară a feței, ridicăm ușchii cu acid hialuronic foarte consistent și plus fire. Și a treia zonă care se corejează cel mai greu, este zona cea mai problematică, este treimea inferioară a feței, așa zisul oval. În ovalul tinereții, așa zic fetele mele, pacientele mele, aici de obicei se folosesc firele de suspensie cel mai des în combinație cu acidul hialuronic. Sunt fire efectuate din aur sau pe bază de aur, platină, etc. Rezultatul diferă de la producător la producător. Cât de mult se menține efectul acestei proceduri? Deja firele de aur, firele de platină de care dumneavoastră vorbiți nu se mai folosesc în medicină. Este o etapă care a trecut, o etapă pe care noi am depășit-o de acum. Se folosesc numai produsele biodegradabile, se folosesc firele PDO și PLLA, care se... Cu timpul biodegradează, începând cu a 160-lea, a 180-lea zi, până la un an jumate. Efectul de la firele astea sunt până la 3 ani. Femeile nu trebuie să fie înspăimântate de termenul fire sau ceea ce văd, pentru că ele, de fapt, chiar nu influențează negativ asupra tenului, a țesuturilor, ba dimpotrivă, stimulează producerea de colagen. Și în tandem cu acidul hialuronic se înțeleg că fac minuni. Despre botox, da, așa îi spune în popor, într-un termen înțeles de toți, sunt foarte multe discuții pro și contra, de la ce vârstă totuși este bine sau putem recurge la această procedură, dacă să vorbim separat, pentru că revenim și la această triadă de care vorbeam anterior. Botulotoxina este una din cele mai preferate a mele preparate. Dacă nu ar fi, el, după numărul de injectări pe piața mondială, el ține numărul 1. Este cel mai solicitat, după calitate, preț și eficiență. Bineînțeles, miturile noi sunt foarte multe, dacă regulile sunt făcute de persoane necărturare, care nu știu preparatul, care nu știu eficiența, care nu știu beneficiile acestui preparat, unicul preparat care nu face alergie. Deci persoanele care au probleme cu alergie pot recurge la această procedură fără frică. Acidul hialuronic provoacă alergii? Pentru că îl văd oarecum mai inofensiv. Acidul hialuronic propriu zis, în formă pură, el nu dă reacție alergică. Însă, de foarte multe ori, producătorii îmbogățesc acidul cu diferite adausuri. Și chestiile astea dau, ca regulă, particelele astea mici, moleculele astea, dau alergie, merg ca alergeni. Despre acid, botulotoxina, am vorbit a treia, sunt firele de suspensie, ceea ce le-am abordat. Femeile care, de exemplu, nu își permit financiar, da, să recurgă la această procedură, miracol, care din astea trei preparate le-ați sfătui? Știu că îmi veți spune că e o chestie foarte individuală, dar totuși... Tot după... se face un test foarte simplu. La fiecare domniță îi se dă oglinda și chestia care o deranjează cel mai mult, aceea și se corejează.
pe care ea pune accent. Dar ce ar trebui să știe o femeie până a recurge la o anumită procedură? Ar trebui să se informeze despre preparatul care îi se injectează, despre procedură. Dumneavoastră mergeți foarte, destul de des pe psihoterapie la diverse seminare, traininguri. Care sunt la moment cele mai inovative preparate, proceduri, inovații în ceea ce ține de sfera beauty? Acum cel mai în vogă sunt doar terapiile combinate. Cel mai în vogă, acum cel mai în trend, sunt terapiile combinate. Apelează moldovencele la acest tip de terapii sau da. Apelează, da? Da, moldovencele sunt. Dar sunt preocupate de frumusețe, asta am remarcat. Sunt preocupate, sunt foarte frumoase, chiar comparativ putem face deja o comparație cu alte doamne, sunt niște doamne foarte îngrijite, femeile noastre. De acord. Dacă să vorbim despre factorul de îmbătrânire, este acesta unul genetic sau depinde și de alți factori? Aici sunt foarte mulți factori. Este cel mai important, primordial, este factorul genetic. A doilea este factorul modul de viață, cum se îngrijește. Ești un lucru și, ca și medicină. Profilaxia este cel mai bun și cel mai recunoscut lucru. De multe ori am impresia că femeile poate exagerează vis-a-vis de felul cum arată, dar de fapt nu întotdeauna avem nevoie de a recurge la mai multe proceduri, pentru că monoprocedurile tot lucrează și pe lângă îngrijirea de care dumneavoastră ați spus în condiții casnice. Sigur că da. Am mai abordat subiectul hidratării pe timp de vară, ceea ce ține de aspectul tenului nostru, cât de important este hidratarea, anume în sezonul estival. Nu, în sezonul estival este chiar mai important și chiar mai trebuie să dăm o importanță mai mare ca la restul. Aici se poate de folosit, de făcut, de abordat la procedura de biorevitalizare, dar cu altă tehnică, de exemplu, cu tehnica de canulă. Nu se înțemne pe față, nu avem, persoana este sociabilă, ea iese la muncă și fața tine este îngrijit, hidratat și plin de viață. Da, hidratarea este importantă în orice sezon, în special în sezonul cald. De ce e importantă, indiferent de faptul cât de bine ne hidratăm, cât de des mergem la cosmetolog? O indicație chiar se indică, pentru că înainte de a pleca la mare, este chiar bine venit să facem o procedură de biorevitalizare. La ce interval? La 2 săptămâni. Și după ce venim de la mare, iarăși la 2 săptămâni, putem să venim și să facem încă o procedură pentru ca să regenerăm, să ajutăm pielea să regenereze, să recupereze după mare. Eu vă mulțumesc pentru interviul pe care ni l-ați acordat astăzi și pentru toate noutățile din sfera frumuseții cu care ați venit. Cred că discutăm și pe alte subiecte și chiar vom demonstra și anumite proceduri de frumusețe, de ceea ce ține de întinerirea tenului deja în următorul sezon. Vă mulțumesc că ați fost oaspetele noastre. În continuare, noutăți din lumea showbiz-ului. Invitata emisiunii este interpreta Carmela. Bună, Carmela, uite că la sfârșit de vară, în august, ne revedem din nou în același format la Formula Lifestyle. Tu ești interpreta care faci naveta Chișinău, Moscova. De data aceasta, cu ce noutăți vii? Am făcut acum albumul în limba rusă, care a fost inițiat aici la Chișinău în limba română. Am tradus piesele în rusă și deja sunt și câteva premiere. În luna aprilie acestui an tu ai realizat un videoclip cu lansare. Cum a fost și cât de epuizant este acest proces, chiar și din punct de vedere financiar, cât de costisitor este astăzi să faci un videoclip și dacă feedback-ul a fost unul pe măsură? Îmi fac din plăcere, pentru că profesia este ceea ce e în sângele meu, actoria, muzica, mi-am plăcut din copilărie și uneori nici nu mă bazez pe planul ăsta financiar.
Deci nu ții cont de cifre, da, indiferent să iasă produsul așa cum ți-l dorești. Așa este, da, și sunt mulțumită la moment, sigur că mai am de lucrat, mai am de crescut în această sferă, însă mă străduiesc să fac o echipă de oameni cu care am plăcere să colaborez. Tu ești interpretă care de curând ai venit în showbizul moldovenesc. Cum este? Cum te simți? Te simți deja ca acasă? Sigur că uneori nu cunosc lucrurile, însă mă învăț, întreb, colaborez și este interesant procesul, pentru că fiecare om este individual, ceea ce ține și de ceiași interpreți, colaborări, compozitori, textieri și mai departe. Mai nou ți-ai făcut și prieteni în showbiz-ul, da, de acasă? Da, așa este, desigur, multă lume interesantă. Care este piesa ta cea mai îndrăgită pe care cartea rușii o solicită? Asta, da? Este cartea mea de vizită, unde o zic peste tot. De vei fi alături, nu știu de voi fi. Undeva în noapte sau în zor de zi, vei simți ai avea acest blând parfum al iubirii care a înflorit acum. Vreau să știu că inima nu minte, că vom merge cum n-ai mai fost iubit. Domnul Oleg Baraliuc, compozitorul, și doamna Radmila Popovici Paraschiv este textier. Așa de vei fi alături și așa și se traduce. Если будешь рядом, este și în rusă și în română. Deci a fost o piesă dedicată anume unei persoane dragi din viața ta? Ce rol joacă dragostea de fapt în viața Carmelei? Da, numai numele ăsta așa, da, focos, cât spune. Sigur că a fost inițiat proiectul Carmela din dragoste și chiar primul album Dulce Amor, primul concert Dulce Amor a fost și această piesă de vei fi alături. Mulți mă întreabă de ce cânti atât despre dragoste, pentru că, nu știu, mă reprezintă, simt și sigur că e dedicat soțului meu aceste frumoase piese. Atunci când am început prima mea colaborare cu domnul Oleg, el chiar mi-a simțit lăuntricul și a zis că tu ești o actriță și o interpretă dramatică care poate veni cu adevărat, se potrivește acest stil. Cu adevărat să interpreteze starea lăuntrică care cu adevărat e dragostea. Starea ta de spirit, cât de mult se reflectă ea în piesele tale? Pentru că eu te văd așa foarte, chiar extrem de sinceră și cred că, da, cu siguranță se reflectă 90% din trăirile tale. Desigur. De fiecare dată când le ascult chiar singură, pentru că am nevoie de o repetiție și chiar îmi dau uneori lacrimi, pentru că s-au investit ani de zile și mult lucru a fost până am ajuns la ceea ce fac astăzi. Nu am venit așa din cum s-ar spune, că iată, este o alentată, este o fericită, că are și... Nu ai fost alentată de soartă, dar așa, ce lecție ai așa învățat din asta? Din toate experiențele pe care le-ai avut? Pentru că ai cochetat și cu teatru și cu muzica. Dacă ți-ai pus un țel și ai un produs, mergi cu spre acest scop pentru a-l, da, îndeplini. Dar cu starea ta lăuntrică, să asculte pe toți, dar fă așa cum știi. Cum simți, da, cel mai bine. Da. Și ce planuri ai pentru această vară, pentru vacanță? Acum merg la Moscova, iarăși cu două concerte minunate, adică mini-concerte, nu pot să zic că sunt săli mari. Vor avea loc pe un litoral, să înțeleg, da? Da, pe corabie, așa pe Moscova, pe râul Moscovei și într-un restaurant unde stau basarabenii în Moscova. Tu ești femeia care preferi muntele sau marea?
Cred că marea. Marea, da? Cred că multe femei, desigur, le place mai mult să le nevească la plajă, dar fiecare se regăsește acolo unde se simte bine. Uite că am ajuns în ultima lună de vară. Le mulțumesc tuturor partenerilor care au contribuit la realizarea celui de-al treilea sezon Formula Lifestyle. Ne revedem la toamnă, vacanță frumoasă! Partener beauty-a emisiunii Adit Academy. Gazda emisiunii, restaurantul Jirafe.